Atleta Daniela Sanciu s-a calificat în premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice după ce în vara lui 2019 a realizat baremul pentru Tokyo. Sportiva, antrenată de Oana Pantelimon, medaliată cu bronz la săritura înălțime la Jocurile Olimpice de la Sydney, a sărit 1,96 m din a doua încercare în cadrul campionatelor naționale de senior și tineret în aer liber. Legitimată la clubul Steaua, Daniela spune că este o onoare să fie antrenată de o fostă mare campioană și speră la un rezultat mare la competiția supremă de anul viitor din Japonia. Daniela, cum ai ajuns la atletism și de ce ai ales proba de săritură în înălțime? Povestea mea a început în anul 1999, când mă uitam la televizor. Am văzut-o pe antrenoarea mea și pe Gabriela Sabo. Mi-a atras atenția și cred că am ales drumul acela exact în perioada aceea. Ce reprezintă atletismul pentru tine? O provocare. Cred că m-a ales să-mi descopăr talentele și calitățile mele pe care le-am ca om. Cum este să lucrezi cu o mare campioană a probei precum Oana Pantelimon? Limon. Foarte frumos. Am văzut-o încă de când eram copilă. Am concurat împreună cu antrenoarea mea și mi-am dorit foarte tare să mă antrenez și este un model și un om foarte bun și important în viața mea. Cum ai trăit perioada de izolare din această primăvară ca și sportiv profesionist? Antrenoarea mea a avut grijă să nu mă plictisesc acasă și mi-a dat un program specific pentru antrenament. M-am descurcat, zic eu, cât de cât. Cu ce ți-ai umplut ziua în perioada de izolare, în afara antrenamentului? Ți-ai descoperit sau redescoperit anumite talente? Sunt o clasică în general și am rămas la pasiunile vechi, muzică, care, nu știu, mă ajută foarte mult în toată perioada și a antrenamentelor și a carierei și personală. Filmele pe care le văd și le revăd cu plăcere, citit și multe conversații cu prietenii. Care este cea mai mare satisfacție pe care ți-a adus-o atletismul? Sunt multe momente care mi-au atras atenția și mi-au plăcut și mi-au rămas în minte. În special îmi place atunci când avem un concurs important internațional, stadionul plin de oameni și tot ce se întâmplă acolo, euforia și tot aglomerația, îmi place foarte mult și mi-aduc aminte de fiecare dată de momentele acestea și mă bucur. Care sunt calitățile atletei Daniela Stanciu? Cred că sunt destul de optimistă și am avut foarte mare încredere în mine și în continuare am încredere în mine și îmi place să muncesc și îmi place ceea ce fac și dau tot ce pot la fiecare antrenament. Ce reprezintă pentru tine calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Este o nouă etapă a vieții mele din punct de vedere sportiv și, de ce nu, și pe plan personal. Care este marele tău vis ca și sportivă? Să îmi îndeplinesc dorința, pe care nu o să o spun acum, și să fiu sănătoasă și să mă bucur de tot ce reprezintă atletismul și săritura înălțime. Ca și sportivă profesionistă, te-a încurcat sau te-a ajutat amânarea Jocurilor Olimpice cu un an? Mă bucur că s-a amânat și avem timp mult mai mult să punem la punct toate lucrurile. Deci cred că e spre bine totul.